Trecem mai departe și de aici încolo avem rezerva stupinei de regină. În caz de nevoie că s-ar întâmpla ceva pe undeva, o să ne folosim de aceste mărcuțe, de aceste colonii. Ne vom folosi de ele pentru a salva anumite colonii de albine unde avem nevoie. Cu toate că și acestea par destul de bune. Eu de câte ori am păstrat astfel de colonii, s-au transformat în familii. Iată și aceasta este, nici nu pot să spui că e rezervă, că e pe șase rame. Iată, e o colonie măricică. Ea a rezultat, aici am avut 4 regine. Și pe ele le-am tot luat, am tot făcut anumite lucrări. Și el s-a tot înmulțit de la 2 rame la 3 rame și tot așa a crescut. Punem și aici castanele. Foarte, foarte faină treaba. Deja, dacă ar fi să pățească ceva albinele, să zicem, să moară sau din cauza păduchilor, la această dată deja ați vedea aceste probleme. Asta facem la aceste mici colonii. Nu ca cea gigantică, ca cea e ceva unic. Nu pot să-mi dau seama cum a putut să se facă așa mare. Eu n-am avut la cunoștință decât că are o mască tânără înferecheată. Așa, trecem mai departe. Trecem mai departe la albinuțe. Așa. Asta vedem și aici. Cum stă. În care parte sunt? Da, sunt în partea aceasta. Uite. Asta nu știu unde. Unde-i cuibul? În partea aceasta, sunt aici albinuțile și aici tot la fel, tot din 4 s-au făcut 1, dar mi-a rămas și un stup cu 3, o să vedeți mai încolo în ea. Tratamente au primit toți la fel, o singură aplicare cu amitraz a primit fiecare. Aceste benzi care acum le prind cu mâna, fiindcă amitraz nu mai este de mult în ele, eu nu le-am mai deranjat. Și amitrazul s-a evaporat din benzi, a mai rămas uleiul. Ceva urme fine de amitraz dacă mai are pe benzi. Oricum se pot refolosi în caz de nevoie.
Eu acele benzi le mai le bag în apă fiartă, se degresează și atunci se pot reutiliza. Bun. Iată, asta e toată împachetarea. Au folie de carton aici. Nici nu mai pun păturică. Nu că nu am, dar vreau și eu să văd mai multe aspecte. Să testăm. Uite, punem în loc la păturică aceste scânduriele. Și asta e tot. Încerc să merg pe cât mai simplu. Acum trecem la loc, la un stup cu mai multe colonii, mai multe roi, mai mulți roișori aici. Să vedem. Aici avem, mi se pare că trei prieteni avem în această ladă. Trei prieteni. Puiacu. Ce facem noi cu acești trei prieteni, că n-am mai avut nici ce să strâng la ei, n-am mai avut ce să le mai fac. Ei au fost fiecare lăsat pe patru rame. Acum sunt curios cum s-au așezat ele. Aici am avut și bezmetic, am avut tot felul de probleme în această ladă, dar până la urmă s-au rezolvat. Iată ce frumos își fac ghem comun. Ghem comun, dar despărțit de diafragmă. Foarte frumos. Toți trei sunt frumoși. Toți trei sunt foarte frumoși. Ghemul, dacă ar vrea să vedeți, e format așa, uite. Ai format ghem. Interesant. Așa iernăm mai multe regine. Întreba cineva cum să iernezi mai multe regine. Păi cum, uite așa, pe mai multe roiuri. Că tot felul de experimente nu funcționează, dar așa cu trei roiuri, una lângă alta, foarte eficient. E foarte frumos. Aici, de exemplu, aici nu o să am diafragmă. Aici am pus o diafragmă, am pus o foaie de carton și cam asta e tot. Iar acum punem și noi cartoane deasupra la fiecare. Nu zic că s-ar putea să roadă cartonul în primăvară, dar eu sunt aici. Sper să fiu aici. Observă acest lucru când se apucă ele de rost cartonul, ca să pot să intervin, să punem iară folie. Dar ce facem cu el? Asta încă nu știu. Deocamdată sunt rezerve pentru orice eventualitate. Carton și carton. Asta e tot. Carton împotriva umidității. Așa. Și sperăm să fie bine. Nu cu păturică. Așa. Asta e tot. Aici am sticluțele pentru tratament cu ulei esențial. Și asta e, așa vor trece și ele de iarnă, în felul acesta.